emisiune electorală de promovare. Bună seara, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție emisiunii Hunedorenii Votează, o emisiune electorală de promovare a candidaților care și-au arătat intenția de a veni în fața dumneavoastră și de a vă prezenta proiectele și viziunea pe care o au pentru a dezvolta comunitățile pe care își doresc să le reprezinte în următorii 4 ani. Asta dacă în data de 9 iunie, zi în care vor avea loc alegerile locale, dar și cele europarlamentare, le veți oferi votul de încredere. În platoul emisiunii noastre de astăzi se află doi domni care își doresc să reprezinte hunedorenii și nu o să mai lungesc această introducere. Domnul Ferenczi Isfan, candidat UDMR pentru funcția de consilier local al municipiului Hunedoara. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Bună ziua, bună seara! Acum ne mai încurcăm, încă e lumină afară. Și domnul Cioca Andraș, de asemenea candidat UDMR pentru funcția de consilier local al municipiului Hunedoara. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Sunt multe provocările pe care cred că administrațiile locale le au în această perioadă. Sunt și multe realizările pe care unele dintre aceste administrații au reușit să le facă în ultimii ani, pentru că, să nu uităm, au avut la îndemână, să spunem, foarte multe fonduri europene. A mai trebuit doar viziune și o echipă care să poată să pună în practică toate acestea. O să discutăm astăzi despre proiecte, viziune și așa mai departe, dar pentru început cred că ar fi oportun să afle mai multe hunedorenii despre dumneavoastră, să vă prezentați, să ne spuneți cine sunteți și de ce vă doriți să fiți consilieri locali ai municipiului Hunedoara. Vă rog. Sărmâna, bună ziua, bună seara tuturor. Mulțumesc că pot să iau parte la această emisiune și că suntem aici invitați. Aș dori să vă spun că eu sunt privat, trăiesc în domeniul privat de 31 de ani. Am avut tot timpul încredere în mine că pot să fac mai mult și n-am așteptat de la nimeni nimic. Am considerat că pot să merg înainte pe picioarele mele. Din 2018, sunt inginer de profesie, din 2018 sunt președinte UDMR Hunedoara. Și am pus alături de colegii mei umărul la dezvoltarea comunității maghiare și la dezvoltarea municipiului Hunedoara. Vedem că, cu bucurie, în ultimul timp, de câțiva ani, municipiul Hunedoara este într-un progres. Consider că înainte am fost consilier local în anii 2004-2008, și față de acele vremuri văd Hunedoara cum se dezvoltă și mă bucur. Avem un primar deosebit care își face treaba. Așa cum a spus dumneavoastră, aduce fonduri europene și nu se lasă, ca să spun așa. Deci în ultimii ani eu zic că s-au sărit mai multe etape și am câștigat o generație. Deci anii pe care i-am pierdut înainte, mai bine de 20 de ani, acum încercăm împreună cu domnul primar și Uniunea Democrată Maghiară să îi recuperăm. Hunedoara este un oraș tot mai frumos, a fost un oraș cenușiu, ca să spun așa, un oraș monoindustrial și acum va deveni un oraș turistic. Eu sunt convins că va deveni un oraș turistic. Știu că multă lume spune că nu sunt suficiente cazări sau vin cu fel și fel de argumente, însă mi-aduc aminte în 2007 citeam un raport ca și consilier local și Castelul Uniazilor avea 20.000 de vizitatori la Hunedoara. Anul trecut știu că au fost mai mult de 500.000. Așa că, dacă facem o paralelă, citeam într-o zi cu la turnul Eiffel, la Paris, sunt 2 milioane de vizitatori pe an. Așa că eu consider că stăm foarte, foarte bine în Hunedoara și
mergem înainte. Da. Transformați într-un mic Paris, nu? Municipiul Hunedoara. Ne străduim toată lumea, da. Și noi umărul, da. Îmi îndrept atenția acum către dumneavoastră, pentru că vin cu aceeași întrebare și solicitare până la urmă să ne spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră și, bineînțeles, ce vă determină sau ce v-a determinat să intrați în această competiție electorală. Vă rog. Da. Mulțumesc pentru invitație. Numele meu este Andraș Ciocă. Sunt născut în Hunedoara, crescut în Hunedoara. Am absolvit Facultatea de Metalurgie în 1994 și mi-am dorit mult să revin în orașul natal. Am și reușit, am lucrat în combinat o perioadă până s-a oprit flux primar, apoi am continuat tot în combinat la unitate de informatică, grație unor cursuri opționale pe care le-am terminat în timpul facultății. Și din 2003, când au apărut ordonanțele, am trecut în domeniul privat, tot ca informatician, și de aproape 20 de ani lucrez la o multinațională, deci sunt corporatist, cum se spune. Și mă bucur că am reușit totuși să-mi continui viața aici, în Hunedoara. Și ăsta este unul dintre motivele pentru care am dorit să particip la campania asta electorală și să fac parte, sau măcar un reprezentant din UDMR, să facă parte din Consiliul Local, pentru că participa la luarea deciziilor în ceea ce privește comunitatea locală este importantă. Și mai ales că reprezentăm o minoritate care are nevoile ei specifice și prin prezența noastră acolo putem asigura că acele necesități sunt îndeplinite și de aceea ne dorim mult să participăm și noi la ce se întâmplă în oraș. Da, și până la urmă, consilierii locali sunt cei care au sau cumva sunt și în prima linie atunci când vine vorba despre relația pe care o au cu cetățenii, despre problemele pe care cumva intră în obligația consilierilor locali să le expună și să le prezinte administrației locale. Și cum spuneați puțin mai devreme și vis-a-vis de comunitatea maghiară din județul Hunedoara, care este totuși destul de numeroasă, încă mai este numeroasă, și inclusiv în municipiul Hunedoara, cred că sunt destul de mulți, au suficientă vizibilitate cei din comunitatea maghiară? Ce vă doriți să faceți, poate mai mult, pentru această comunitate? Am să vorbesc despre ce am făcut până acum, așa mi se pare corect și onest. Avem proiecte, bineînțeles, ne dorim să facem mult mai mult, însă am să vă spun câteva lucruri pe care le-am făcut pentru comunitatea hunedorenilor, pentru toți cetățenii municipiului Hunedoara. În 2018 am depus o cerere către guvernul maghiar pentru construirea unei creșe. Atunci când am depus cererea, am crezut și n-am crezut că se va putea înfăptui acest proiect, și vreau să vă spun că anul trecut am reușit să dăm drumul la această creșă, care vă invit să veniți într-o zi să o filmați. Este unică, este deosebit de frumoasă, sunt 26 de copilași care sunt și maghiari și români acolo, deci este pentru comunitatea hunedorenilor făcută. A costat undeva la 1,2 milioane de euro clădirea. Este deosebită și noi ne bucurăm și ne mândrim de asta. Ne-am adus și noi contribuția la binele orașului și prin această faptă. Asta este una. Știu că vorbeam cu cei de acolo, de la creșă, și îmi spuneau că sunt depuse mai mult de 100 de cereri pentru copii. Deci vă puteți imagina cât de frumos și cât de prietenoasă este. Deci trebuie să mai construiți cel puțin vreo 5 creșe, nu? În municipiul Hunedoara, pentru a satisface toate acele solicitări din partea hunedorenilor. Da.
Vreau să vă spun că ne bucurăm pentru că am reușit să facem acest proiect. Asta este un lucru pe care am reușit să-l înfăptuim. Al doilea este, știu că toată lumea acum este în Hunedoara, mai ales toți sunt corviniști, sunt bucuroși de fotbal, și vreau să vă spun că acum 2 ani și ceva, văzând că s-au împotmolit actele depuse de către primarul municipiului Hunedoara, de către domnul Bobolțanu la Ministerul Dezvoltării, am vorbit personal cu domnul ministru Ceche, l-am chemat la Hunedoara, l-am dus pe stadion împreună cu domnul primar, ne-am pus de acord că este un stadion care trebuie dărâmat, demolat, deci trebuie un proiect cu totul nou, și vreau să vă spun că deja urmează ca anul acesta acest stadion cu care toată lumea se va mândri, și noi inclusiv, urmează să se schimbe, să fie făcut unul nou. Sunt oameni care nu știu, dar totuși am făcut și noi și facem și ne implicăm, chiar dacă nu tot timpul suntem atât de vizibili. Noi suntem aproximativ 2000 și ceva de suflete, în 2500 de suflete suntem maghiari în Hunedoara și trăim alături de comunitatea română, și pentru noi o problemă o șosea neasfaltată sau e și problema noastră sau orice altă problemă este și a noastră, numai a comunității românești. Trăim în familii mixte, ne dorim, noi suntem de felul nostru, suntem progresiști, dorim mai binele comunității și binele orașului. Și nu ne lăsăm, să știți, avem proiecte și dorim să mergem înainte. Da. Până la urmă, trebuie să mergem cu toții înainte dacă vrem ca acel viitor pe care ne-l dorim cu toții, pentru noi, pentru copiii noștri, nepoții noștri, la un moment dat, să rămână aici, în această zonă, pentru că vorbim și despre depopularea multor zone din județul Hunedoara, din țară, până la urmă, pentru că este un fenomen general, cumva, doar că puține fapte, cum se spune, pentru a-i păstra pe acești tineri, pe aceste familii care aleg să plece în străinătate, poate, și atunci lucrurile trebuie să se întâmple. Dacă s-ar putea să se întâmple ieri, cu atât mai bine, pentru că oamenii nu mai prea au atât de multă răbdare. Ce-i drept, aici la Hunedoara lucrurile se cam întâmplă ieri deja, dacă putem spune, pentru că s-a accelerat foarte mult ritmul și foarte mulți primari au ajuns să lea ca exemplu pe domnul primar de aici din municipiul Hunedoara. Sunt diferite, să spunem, problemele, că spuneați mai devreme despre comunitatea maghiară și ceilalți, sunt diferite problemele comunității maghiare față de cele pe care, nu știu, cei de nieromă, românii le au în municipiul Hunedoara? Ce vă doriți pentru ei? Păi, în principiu, problemele comunității maghiare sunt aceleași ca și ale celorlalte comunități. Poate în mod particular există în mod particular putem vorbi despre aici despre cultură, despre menținerea tradițiilor, și noi încercăm și suntem un grup de oameni care lucrăm în direcția asta de a ne face simțită prezența și prin manifestările culturale de zilele maghiare ale județului Hunedoara, precum și încercăm să aducem în orașul nostru, la Casa de Cultură, diverse evenimente, spectacole de teatru, concerte de dans, astfel încât comunitatea maghiară să nu se simtă ruptă de întreaga comunitate, să aibă un loc unde să se adune sau cu ocazie specială. În direcția asta mai lucrăm și la Casa Maghiară cu renovări și cu investiții, cu ajutorul prietenilor din Ungaria, cu orașul înfrățit Szombathely. Și până la urmă problemele care țin de infrastructură, cum ar fi străzi neasfaltate sau lipsa anumitor condiții, sunt aceleași ca și ale celorlalți, și aici încercăm să ajutăm cum putem.
Deci vă axați mult și pe partea aceasta culturală, de tradiție, de origini până la urmă, care cumva să nu fie pierdute sau mai mult decât atât, să fie cunoscute și de către ceilalți. Și știu, aminteați de zilele maghiare pe care le organizați în fiecare an, evenimente de amploare în tot județul, de cele mai multe ori, la care participă nu doar maghiari, ci și români și până la urmă toți sunt acolo, o trup și suflet, și savurează și din bunătățile culinare, dar și tradițiile pe care le prezentați. Lucru de apreciat până la urmă. Da, apropo de comunitatea maghiară, noi încercăm cu naționalilor noștri să le explicăm celor care nu sunt foarte convinși că este foarte util ca și copiii să învețe la școala maghiară sau să meargă la o grădiniță maghiară. Este dovedit științific și le spunem și lor că copiii care trăiesc în două culturi sunt mult mai deschiși către nou și către lumea aceasta care se îndreaptă, nu prea știm încotro câteodată, dar vor fi mult mai pregătiți, și atunci încercăm să-i convingem să dea copiii la școala maghiară, la grădinița maghiară. Asta încercăm să facem. Există și pe... Există școală cu predare este, în limba maghiară? Este și școală și grădinița. Acum am făcut și creșa aceasta de care v-am povestit. Încercăm să le spunem tinerilor pe unde reușim să vorbim cu ei, pe la școală și pe stradă, peste tot, să încerce să rămână în Hunedoara. Acum, știu că de obicei prima opțiune este aceea de mă duc în străinătate să văd lumea sau mă duc să fac ceva, și noi le explicăm foarte... Aparent este o variantă, o soluție mai facilă, să spunem. Este o aparent. Soluție, aparent, da. Noi le explicăm, uite, te duci în străinătate, cheltui 700-800 de euro pe chirie, trebuie să-ți iei o mașină, trebuie să mănânci, o să muncești, o să îmbătrânești în 10 ani cât alții în 30, nu o să ai viață socială, nu o să poți să ai prieteni, nu o să poți să-ți întemezi poate o familie și să te ocupi de copii, pentru că este așa o problemă. Și încercăm să-i convingem să rămână în Hunedoara. Sunt atâtea lucruri care nu sunt făcute aici, în zona asta, sau în România asta noastră. Încercăm să-i convingem să fie antreprenori, și dacă nu sunt antreprenori, să învețe o meserie și să învețe meseria bine. Știm de la prietenii noștri din Ungaria, care vin tot mereu la noi, din 10 școli în Ungaria, 9 sunt școli profesionale. Și toată care lumea... la noi la un moment dat a fost abandonate, din păcate. Acum se încearcă o revenire asupra acestor școli, e o revenire timidă, ce-i drept, pentru că la un moment dat toată lumea se visea avocat, medic, dascăl și așa mai departe, doar că până la urmă mai avem nevoie și de alte meserii, de oameni calificați în anumite domenii. Asta nu este numai de nevoie, dar fiecare să se uite sincer la el însuși sau părinții să-și ajute copiii. Nu toți suntem la fel, nu toți vom putea avem să fim medici abilități, sau exact. Ingineri. Poate copilul meu va fi cel mai bun mecanic auto sau va fi cel mai bun care pune faianța sau nu știu, sau cel mai bun constructor. Sau. Asta nu este o rușine. Se poate în România câștiga astăzi dintr-o meserie cât se câștigă în Occident. Asta este una la mână, a doua la mână. Ești acasă, ești alături de părinți, ești alături de prieteni, poți să trăiești o viață socială frumoasă, să ieși seara la o bere, la o poveste, să simți că trăiești. Dincolo ești efectiv rupt de tot ceea ce înseamnă viață socială. Și orice avem în lumea asta, timp nu avem. Toată lumea poate să aibă bani sau tot binele din lume, însă timpul este limitat. Și asta încercăm să le spunem copiilor noștri, să încerce să rămână aici și să construim împreună viitorul pe care credem noi că va fi un viitor frumos, da. Va fi un viitor frumos în municipiul Hunedoara? Ce credeți? Acum, într-adevăr, orașul arată bine. Nu putem spune că s-au făcut investiții mari în infrastructură. Dar asta nu rezolvă problema migrației copiilor noștri, nu neapărat în străinătate, ci și în marile centre, în Cluj, Timișoara, chiar București. Deci copiii pleacă pentru că nu avem ce le oferi. Și aici, dacă eu știu că nu este rolul Consiliului Local sau a primăriei să ofere locuri de muncă, pentru că, până la urmă, este o
economie liberă și dar ce se poate face la nivel local este de a asigura condiții, de a asigura condiții, de a aduce investitori sau de a asigura suport material tinerilor întreprinzători care, nu știu, vor să deschidă o mică afacere sau o pensiune, mai ales că se dezvoltă turismul, să încercăm să reținem turiștii în Hunedoara, nu să vină cu autocarele, să meargă la case și să plece. Trebuie găsite soluții ca să îi determinăm să rămână aici, pentru că dacă nu avem ce le oferi, ei vor pleca, își vor căuta un viitor mai bun în alte locuri. Dacă reușim să mergem în direcția asta, într-adevăr va fi un viitor frumos pentru Hunedoara, pentru hunedoreni, pentru acești tineri și nu numai, pentru că avem și persoane vârstnice care, multe dintre ele sunt singure, poate uneori nu le este acordată suficient de multă atenție și atunci trebuie găsite cumva soluții pentru toate clasele sociale și pentru toate persoanele, așa, în mod particular, să spunem. În această campanie electorală se vorbește foarte mult despre alegerile locale și mai puțin despre alegerile europarlamentare. Cât de importante sunt, de fapt, și aceste alegeri europarlamentare? În primul rând, aș dori să vă spun că noi, hunedoreni, comunitatea maghiară, am dat un europarlamentar deosebit, pe domnul Winkler, care este de 17 ani la Bruxelles și care știe cum anume se face politica la Bruxelles. Noi avem nevoie de transilvaneni, sau ca să spun, avem nevoie de cei care trăiesc în țara asta să ne reprezinte. Pentru că observăm toată Europa Occidentală și-a uitat originile. Noi în Occident nu vrea să mai fie nimeni creștin. Se aduc persoane de pe alte continente pentru a ne înlocui pe noi. Mi-aduc aminte că și dumneavoastră sigur știți că până în 2017 românilor le trebuia viză să meargă în sănătate. Noi care suntem europeni aici, toată lumea de atâtea generații, nouă ne cereau vize. Acum mai nou îi cheamă și vin și din Africa de Nord persoane și din toată Africa Centrală și din Asia, care nu le trebuie absolut nicio hârtie, nicio viză și de mâine trăiesc pe social. Că aia am văzut în Occident, foarte puțin vor să muncească, foarte puțin vor să se integreze, foarte puțin vor să învețe limba statului în care sunt. Ei, de fapt, sunt niște beneficiari care nu aduc niciun plus nouă europenilor. Tocmai de asta este bine că avem europarlamentar și în persoana domnului Winkler, care știe ce avem de făcut și de asta îi rog și pe hunedoreni să voteze o persoană responsabilă, o persoană care știe ce are de făcut. Aș vrea să vă mai spun despre noi că noi cei de la UDMR, noi astăzi nu suntem într-un partid și mâine în altul. Ne plimbărim de pe aici pe acolo ca să avem diferite beneficii. Noi muncim pentru... Cred că sunteți cam singurii constanți la ce transferuri se fac în lumea politicului. Observăm și noi. Acum nu știu dacă e râsul plânsul aici vis-a-vis de asta, dar noi suntem consecvenți, muncim pentru comunitatea locală, pentru toată comunitatea locală. Ne asumăm responsabilitatea. Apropo de asta, ca să sar de la una la alta, administrez transportul în comun. Și în municipiul Hunedoara. Și împreună cu domnul primar, acum 3 ani și ceva, am demarat un proiect care și-a avut finalitatea zilele acestea. Sunt autobuze noi în Hunedoara și ne bucurăm de asta. Vreau să vă spun că și noi punem umărul, comunitatea maghiară, la absolut toate aspectele vieții și absolut tot ce ține de comunitatea locală și tot așa facem și la Bruxelles, și domnul Winkler și toți colegii mei de la Uniunea Democrată Maghiară. Suntem consecvenți și lucrăm pentru România. Acum, dacă sunt de la Uniunea Democrată Maghiară la Bruxelles politicieni, ei sunt un foarte bun liant cu politicienii din țara vecină, din Ungaria, care urmează să fie la președinția Consiliului Europei
și să încerce să ajute România, așa cum au promis, ca și România să intre în Schengen. Pentru că este undeva cel puțin deranjant. Se caută de atâția ani, atâtea fel și fel, se găsesc atâtea tipuri pentru ca România să nu intre în Schengen și toată lumea vedem. Noi ca și civili mergem dintr-o țară în alta și vedem că trebuie să stăm, no, să zic o jumătate de oră, o oră, dar... Asta într-un caz fericit, în anumite. Într-un caz fericit. Dar stau și mă întreb cei care conduc autotractoarele și care stau câte o zi, două, trei cu poate marfa. Poate chiar mai mult, din păcate, uneori. Poate chiar mai mult. Deci asta nu este un lucru normal și tocmai de asta trebuie să avem și colegi de-ai noștri care să ridice vocea la Bruxelles, pentru ca cei de acolo să înțeleagă că și noi suntem europeni. Da, și până la urmă vorbim de aceste trenuri care au oprit în unele gări, să spunem așa, cu privire la proiectele pe fonduri europene, la fondurile europene care au fost alocate României. Cei care au avut puterea și au fost conștienți de această oportunitate au urcat în acest tren. Ceilalți încă mai așteaptă. Nu știm ce așteaptă, dar asta aveam să spun, contează foarte mult europarlamentarii pe care îi avem și care reprezintă până la urmă România, sunt vocea noastră acolo. Da, ei sunt ai noștri și îi rugăm pe cei din Hunedoara să pună o ștampilă la Uniunea Democrată Maghiară și pe domnul Winkler, care este a nostru, este hunedoreanul nostru și care știe ce are de făcut, să aibă încredere hunedorenică. Este musai, ca să spun așa, să fim reprezentanți și acolo. Sunt multe persoane și are o experiență vastă. Are o vastă experiență. Sunt multe persoane care i-am întâlnit pe stradă și acum cu ocazia campaniei electorale și spuneau că nu o să meargă să voteze pe nimeni, că n-au cu cine vota. Eu îi îndemn să meargă la vot pentru că numai așa putem schimba lucrurile. Nu? Adică, ca să fac o paralelă cu fotbalul, stând pe marginea stadionului, nu poți să dai gol niciodată, dar trebuie să fii pe stadion pentru a putea să te aperi măcar sau să măcar să încerci să dai un gol. Tot așa și cu politica. Politica ne decide, chiar vorbeam și cu colegul, politica decide viitorul nostru. Trebuie să fim acolo. Nu este mare lucru să mergem 10 minute, un sfert de oră, să mergem să votăm. Evident, fiecare cu opțiunea lui politică. În 1989 tocmai asta și pentru asta s-a murit, pentru ca noi să putem să mergem să votăm. Sunt fel și fel de oameni politici în societatea noastră, sunt ca și societatea, sunt mai buni, mai puțin buni, mai egoiști, mai nepricepuți, mai pricepuți, dar totuși să mergem să dăm un vot acolo unde considerăm noi că persoana ne poate reprezenta. Și pe această cale, pe cei care nu sunt hotărâți, îi rog frumos dacă vor să dea un vot Uniunii Democrate Maghiare din România. Care este atmosfera în ceea ce privește votul în municipiul Hunedoara? Vă întreb asta pentru că la ultimele alegeri, să spunem, în ultimii ani, prezența la vot nu a fost una dorită, să spunem așa, pentru că mai puțin tineri sunt interesați de acest exercițiu. Sunt oameni poate mai în vârstă care au spus nu mă interesează, nu mai ies la vot, oricum cine trebuie iasă, cu ghilimelele de rigoare, bineînțeles. Toți politicienii sunt cumva în aceeași oală băgați. S-a schimbat ceva între timp, cel puțin în municipiul Hunedoara din acest punct de vedere? Eu personal nu am observat să fie vreo schimbare. În plus, față de ultimele alegeri, văd o oarecare apatie și în prisma faptului că actualul primar are cele mai mari șanse și atunci foarte mulți oameni zic că nu mai are rost pentru că oricum are voturile asigurate și da, din păcate tinerii iarăși sunt foarte puțini, populația a mai îmbătrânit între timp, am rămas noi cei de vârstă așa mijlocie mare care vom duce greul, dar
Ce am vrut să adaug în completarea colegului cu privire la europarlamentarul nostru Winkler este nu numai faptul că are o experiență foarte mare, ci dacă cineva a avut curiozitatea să-i urmărească intervențiile, a putut vedea acolo o poziție corectă și foarte obiectivă. Și de aceea este foarte important să avem un spectru cât mai larg în toate organismele de conducere, atât la nivel european cât și local. Și de aceea și la Consiliul Local din Hunedoara este foarte bine să avem și un reprezentant al UDMR-ului, pentru că ar putea arunca o privire obiectivă asupra anumitor hotărâri și ceea ce este foarte important, că mai mulți ochi, mai multe păreri pot observa anumite nereguli, eventual nu neapărat intenționate, ci pur și simplu pot apărea astfel. Și puteți veni și cu mai multe propuneri până la urmă, care categorii să poată fi puse în aplicare pentru întreaga comunitate dacă din municipiul Hunedoara. Vă rog, da. Pe scurt, că suntem la final de emisiune. Am înțeles. Suntem consecvenți, suntem obiectivi, suntem serioși și vrem ca municipiul Hunedoara și Europa noastră comună să fie un loc mai frumos. Asta am vrut să comunic și de asta am dorit și noi, municipiul Hunedoara, să fim prezenți pentru a putea lua a putea lua deciziile împreună cu cei care doresc binele Hunedoarei, deciziile corecte și deciziile cele mai bune. Așadar, mesajul dumneavoastră pentru hunedoreni, pentru data de 9 iunie? Împreună pentru Hunedoara și rog frumos să ne sprijine. Vă mulțumesc tare. De mere. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune și vă doresc mult succes. Mulțumim frumos. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!